Dacă nu suntem în raport cu ceilalți, atunci nu mai avem nicio problemă. Dacă nu mai așteptăm confirmările cuiva. Toate problemele au dispărut. Legate de confirmări, bineînțeles. Adică, cineva se uită la tine și spune, ești prost. Altul vine și spune, ești deștept. Ce înseamnă asta? Conform sistemului de valori al unui om, te evaluează pe tine. Și îți dă o anumită caracterizare. Dar toată această caracterizare este doar un gând de-al lui, care nu e nimic material. Acel gând al omului respectiv este doar ca un flash pentru momentul respectiv. El stă și se gândește acolo și zice, ești deștept. Altul stă și se gândește. Și spune exact invers. Dar toate aceste lucruri sunt pur virtuale. Ele nu există. Este doar un flash pe care îl are un anumit om. Acel gând al omului respectiv exprimat, da? Care poate fi o realitate sau oricum e o percepție a lui, da? Nu trebuie să te afecteze. Pentru că e doar gândul unui om. Nu trebuie să te afecteze pe tine, niciun fel. Adică oricine poate spune orice despre tine. Și de bine și de rău. Nu trebuie să te afecteze. Pentru că efectiv, la fel cum nu trebuie să... Nu mai cazi nici în plasa, cum să spun eu, lingușelilor sau oamenilor care sunt fățarnici. Pentru că dacă tu tot aștepți chestia asta, se vor găsi oameni să se folosească de tine. Să se poarte nu știu cum, ca să obțină de la tine ceea ce vor. Da? Pentru că văd că tu aștepți niște confirmări. Că ești frumos, că ești deștept, că știu eu, poate să spun orice lucru frumos despre tine. Și să-ți spună tot timpul, să te alimenteze cu chestia asta, nu? Ca să obțină anumite lucruri de la tine. Nu? Dacă tu nu mai ești în raport cu oamenii, atunci tu vezi dacă cineva te laudă pe bune sau te laudă degeaba. Știi? Tu știi foarte bine. Și fiecare om știe când face un lucru bun. Dacă tot timpul spune, vai ce bine ai făcut, dar de fapt ai făcut prost, tu vezi că ai făcut prost, nu? Atunci... Tu nu mai cazi pradă acestui fapt. Deci tot ceea ce vine spre noi, tot ceea ce cred oamenii despre noi, este ceva virtual. Nu există ceea ce spune oricine despre tine. Sunt doar concepte.